Am revenit cu informații de ultimă oră, doamnelor și domnilor. 1000 de angajați ai DGSPC Giurgiu amenință că vor ieși în stradă după ce timp de 2 luni de zile nu și-au plătit salariile. Autoritățile publice locale, dar și guvernul României spun aceștia că se fac vinovate pentru faptul că cei 1000 de oameni nu au încasat niciun salariu timp de 60 de zile. Sunt acțiuni de protest așadar anunțate pentru zilele de marți și joi în această săptămână. Și mai avem o nouă informație de ultimă oră. Am aflat că fostul ministru al